Este un alt proiect, mergem la Constanța, unde premiem casierele, super casierele, dintr-un mare lanț, nu o să spun despre ce supermarket mare este vorba, care a intrat în această campanie și aceste casiere pledează pentru ca oamenii la casă să plătească, dacă își doresc și dacă simt asta, expunându-le argumentele, un leu în plus, nu mai mult, un leu în plus. Din acest leuț așa, leu cu leu, umăr lângă umăr, ai să râzi, dar se pot face minuni pentru copiii care, de pildă, nu au șansa de a merge la școală sau merg la școală, dar cu mâinile goale. N-au caiete, n-au creioane, n-au ghiozdane. Practic, până la urmă, se îndreaptă spre abandonul școlar. Deci e un proiect pe care îl susțin cu dragă inimă și mă duc să premiez aceste casiere care sunt campioni în a-i convinge pe oameni să pună umărul și să lucreze alături de UNICEF, practic.